Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi este o zi solemnă, este o zi națională în care noi sărbătorim drapelul Republicii Moldova. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm la tema drapelul meu, drapelul tău, drapelul nostru. Invitații din studio sunt Victor Pușcaș, ex-președinte al Curții Constituționale, șeful Catedrei Drept Public, Universitatea de Studii Europene. Bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara. În studio. Corneliu Popovici, consilier prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat să veniți să discutăm astăzi. Sunt niște zile pline de evenimente și cu siguranță aveți un orar destul de plin, încărcat. De la început vreau, dragi telespectatori, să pună colegii mei pe post mesajul pe care domnul Popovici l-a transmis astăzi la o conferință care a avut loc la Muzeul Național de Istorie a Republicii Moldova. Legiferat în anul 1990 de către primul parlament, drapelul de stat a consfințit victoria reputată în lupta pentru afirmarea unui stat suveran și independent în lume, înglobând și reprezentând pe lângă conținutul lui heraldic principale principiile democratice, egalitatea în drepturi și libertatea cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, în mesajul semnat de șeful statului este subliniat că tot astăzi celebrăm sistema de stat care, având origini în îndepărtatul secolul al XIV-lea, exprimă continuitatea heraldică și spirituală cu vechea țară a Moldovei. Am fermă convingere, spune președintele, că simbolica statală deține rolul primordial în educarea sentimentului de unitate, de crez și idealuri comune. Domnul Popovici, este în Republica Moldova sentimentul acesta de unitate și de crez și patriotism? Cum considerați? Eu consider că noi trebuie să avem această unitate, pentru că trăim într-o țară independentă, într-o țară suverană și cetățenii care îi avem trebuie să fie loiali acestui stat, să lucreze pentru acest stat și în interesele acestui stat. Iar educația care se face în școlile noastre, în instituțiile preșcolare, în instituțiile postliceare, de asemenea trebuie să pregătească cetățeni pentru Republica Moldova, care să-și iubească țara și să gândească la viitorul acestei țări. Cu părere de rău, în ultimul timp observăm cu toții existența unor tendințe nefaste, cum ar fi declarațiile unora care pun la îndoială viitorul statului nostru, care pun la îndoială necesitatea existenței Republicii Moldova ca stat independent și, ce este mai grav, în ultimul timp se recurg la anumite acțiuni concrete care își propun ca scop subminarea statalității Republicii Moldova și chiar își au ca scop dispariția Republicii Moldova de pe harta politică. În orice țară a lumii, pentru astfel de activități, persoanele care le întreprind cad sub incidența pedepsii penale. Inclusiv la vecinii noștri, inclusiv la vecinii mai îndepărtați. Pentru noi este straniu că unele organe de drept din țara noastră nu reacționează așa cum ar trebui să reacționeze pentru a stopa astfel de tendințe. Cu toate acestea, vreau să spun că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova, cum arată sondajele, mai mult de 80% din cetățenii Republicii Moldova se pronunță pentru ca Moldova să fie o țară independentă, pentru ca noi să progresăm și nu văd un alt viitor pentru Republica Moldova decât ca un stat independent. Noi trebuie să avem un sentiment de mândrie față de simbolurile noastre, pentru că prin aceasta ne manifestăm ca o națiune. Dar, din păcate, chiar dacă de 8 ani de-abia noi sărbătorim ziua drapelului național, da? Din păcate, astăzi ceea ce am văzut eu cu echipa mea de filmare a fost că foarte, foarte puțină lume astăzi a înțeles ce înseamnă aceste simboluri și chiar nici nu le-a arborat nicăieri. Nu a fost... Pentru că în alte țări unde le-a mai vizitat, și asta nu o să-mi dea să mint și cu
concetățenii noștri, cum este Turcia, Israelul, Germania, în această zi, practic, sunt inundați de stegulețe, de steagul arborat la balcoane, la intrările oficiale. Ce se întâmplă la noi? De ce noi nu avem așa sentiment bine dezvoltat? Domnul Pușcașu, dumneavoastră ce părere aveți? Eu cred că lipsește informația respectivă. Pur și simplu prea puține informații când, unde, în ce loc și în ce fel poate fi arborat, să zicem, drapelul de stat. Pentru că din simbolurile statului fac parte drapelul de stat, stema de stat și imnul de stat. Exact. Păi, credeți că în decurs de 8 ani de zile ai noștri guvernarea nu și-au dat interesul să facă asta? Cred că nu, opinia publică eu nu prea am auzit să se explice. De exemplu, poate fi arborat drapelul, printre altele trebuie să cunoaștem, eu vă spun că e prea puțină informație, prea puțin cunosc că drapelul național poate fi numit și ca drapel de stat, și ca drapel civil, și ca drapel militar. Unde poate fi arborat și când? Iată să zicem, prea puțin cunosc că drapelul civil, de exemplu, să zicem, drapelul de stat poate fi arborat numai pe oficiile, sediile oficiale, parlamentul, instituțiile de stat, instituțiile de stat oficiale. Dar drapelul, să zicem, civil, el poate fi arborat și pe un balcon sau pe o casă sau un apartament sau... Principalul este ca să nu se admită profanarea acestor simboluri. Și, în primul rând, a drapelului de stat. Dar, încă o dată, repet că prea puțin cunosc că drapelul poate ca să fie arborat oriunde, mai ales în ziua Independenței sau sărbătoarea, ziua Independenței Republicii Moldova sau ziua drapelului. Nu, cu atât mai mult că ziua drapelului, 27 aprilie, este declarată prin... lege ca sărbătoare națională. Ceea ce înseamnă că simbolurile sunt reglementate de Constituție și sunt protejate de legislația națională. Profanarea simbolurilor... Ce ar însemna, da, profanarea, ca să știi oamenii? Da, ca să înțeleagă ce înseamnă profanarea. Să zicem, atârnarea cu neglijență față de drapel, murdărie, ruperea lui, distrugerea lui și așa mai departe, tot aceasta duce la răspundere administrativă și răspundere penală. Mai mult ca atât. Nu numai pentru persoanele fizice, dar și pentru persoanele juridice. Așa că dacă s-ar vorbi mai mult despre, iată, eu mi-a plăcut foarte mult astăzi în oraș și au fost chiar și în mânarele drapelelor de stat, dar eu vă spun că astăzi a petrecut conferința. Da, noi despre aceasta avem și material video. Și am abordat oficial, după toate regulile, drapelul de stat, care l-au întâlnit studenții în picioare, cu deosebit atenție. Știți ce e regretabil? Că noi nu avem acest sentiment atunci când ne ridicăm în picioare și vedem drapelul, să punem mâna la inimă și să zicem că... Nu are importanță. De ce? O fac alții. Altele popoare o fac. Sunt tradiții, să zicem, tradiții sunt. Da, asta implică respect și stimă. Stimă și respect poate să fie numai stând atent și având grijă de acest simbol care poate fi privit ca o icoană, ca un lucru sfânt. Și cum cei religioși sau noi, cei religioși, ne atârnăm de icoane, așa trebuie să ne atârnăm și de simbolurile. Și mai ales, eu mi se împli inima de mândrie când, să zicem, la competențele europene, sportive, naționale, da, internaționale. Eu cred că cu cea mai mare sinceritate o fac sportivii. Sincer, o fac cei care înving pentru o medalie în sau jocuri, altă. Câștigă distincțiile respective și cu mândrie și eu mă sunt mândru că, iată, este arborat drapelul nostru, național, drapel de stat al Republicii Moldova. Mai mult ca atât, eu am vorbit și a treilea, este vorba de drapelul militar, care este arborat în unitățile militare și acest drapelul militar, adică care e dat unităților militare, este folosit permanent este folosit. Deci rămâne ca noi cetățeni, mijloace de formare masă, mai mult să propagăm ideea acestor simboluri. Și eu cred că
Și eu cu mândrie arborez drapelul, când vine, iată-l meu nepoțel care crește deja, îmblă cu drapelul acesta mic în mână și el se mândrește că ăsta e foarte frumos și foarte important. Eu aș vrea aici să intervin, da, dacă să-mi permiteți câteva momente. Fără îndoială, este o lipsă foarte mare de informații referitor la simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Cetățenii noștri, tânără generație, este puțin informată referitor la aceste simboluri. Dar vreau să spun și altă chestie. În ultimul timp noi atestăm o atitudine răuvoitoare față de simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Aș vrea să mă refer doar la trei cazuri. Iată, de exemplu, la 14 octombrie, când a fost ziua orașului Chișinău, drapelul de stat al Republicii Moldova a fost arborat încălcându-se flagrant legislația Republicii Moldova. Să ne aducem aminte și de un alt caz de vandalism, când drapelul de stat al Republicii Moldova, care este amplasat în arca centrală din piață, i s-a dat foc. În condițiile când Comisia Națională de Heraldică a avertizat de foarte multe ori și deja pe parcursul mai multe unei perioade îndelungate de timp, conducerea primăriei că arborarea drapelului de stat în această arcă nu corespunde prevederilor legislației. Uh-huh. Dar nu s-a luat atitudine. Pe de o parte, fără, nu s-a făcut nimic. A doua chestie, dacă când s-a dat foc acestui drapel în centrul Chișinău, ori chiar nu se putea de urmărit cine a făcut lucrul respectiv, pentru că este un act de vandalizare a simbolului de stat și cade sub incidența penală. Al treilea caz, încă mai grăitor, este profanarea stemii de stat, care a fost cândva arborată la intrarea în Parlamentul Republicii Moldova. Această stemă a fost vandalizată în timpul evenimentului din 7 aprilie 2009, însă ea nu a fost reconstruită sau nu a fost amplasată într-un loc cuvenit, dar a fost aruncată sub un bloc din apropierea Parlamentului. Și a fost nevoie ca cetățenii să filmeze acest act de profanare în condițiile când parlamentarii nu observau lucrul ăsta, chiar dacă treceau zilnic pe lângă locul unde stema de stat Republicii Moldova era aruncată într-un mod foarte urât. Dar îmi este mie interesant și probabil și cetățenilor noștri de ce uneori, în ultimul timp mai des, la noi se folosește alt drapel în lipsa stemei de pe el. Și aceasta astăzi am observat-o și pe unele instituții de învățământ, care, după părerea dumneavoastră, domnul Pușcaș, asta este o profanare a drapelului național? Bineînțeles, potrivit legii, care ați numit, ați spus, 8 ani. Da, de fapt, noi chiar avem o imagine, vă rog frumos să o pregătiți. În 2010 a fost adoptată legea cu privire la drapelul de stat, care reglementează, adică cum, în care cazuri poate fi arborat drapelul și responsabilitatea, adică obligațiunea autorităților publice locale. Iată, vorbesc de arca de stat, aici trebuie să fie o hotărâre a primăriei, a organului administrării publice locale, cum să fie arborat, poate să fie arborat sau nu. Dacă lipsește o asemenea hotărâre, înseamnă că este vorba de un abuz. Da, iată, vezi, pe ecran chiar este deja, vedeți imagine? Da, eu cred că cei care știți, da, noi trebuie să atragem atenția, dar oamenii care nu prea înțeleg care este drapelul nostru de stat, eu aș vrea, dacă da, deosebirile, da. Iată, sunt mai întâi și în toate, mai întâi de toate, să vorbim că prin anii 90, că tricolorul este un drapel al României. Orice tricolor este un drapel al României. Eu țin să informez că statele care sunt membri al Organizației Națiunilor Unite, undeva în 50 de state, există drapelele naționale sau de stat care conțin trei culori. Uh-huh. Mai mult ca atât, ca drapelul Republicii Moldova există în două state absolut identice. Numai se deosebește stema care este plasată pe culoarea galbenă. Zice Mandora și cea, două state, dar au aceleași drapele. Se deosebește și de tricolorul României, de tricolorul Franței, de tricolorul Italiei. Tricolorul Rusiei. Se deosebește drapelul nostru de stat. Prin ce se deosebește? În primul rând, dacă să vorbim, că văd că este afișat, arborat drapelul României, ceea ce este o încălcare a legii. Al nostru drapel se deosebește de drapelul României prin faptul că culoarea albastră este mai închisă, mai închis deosebește, dacă le punem alături, o să deosebim care e România și care e Republica Moldova. Mai departe, pe culoarea galbenă, la noi este
numai decât stema Republicii Moldova, ceea ce deosebește cardinal de drapelul, totalmente de drapelul României. Și într-al treilea rând, al nostru drapel este mai mic în lățime și lungime decât drapelul României. Așa că există deosebirea între drapele. Dar repet încă o dată, când trei state ale lumii sunt aceleași drapele după formă, după culoare, după... Și doar stema le deosebește numai cât stema. Dar noi, acesta drapel este al nostru drapel și este o onoare și o cinste pentru fiecare persoană fizică și juridică din Republica Moldova ca să arboreze în mod obligatoriu drapelul de stat al Republicii Moldova. Fie persoană fizică, fie juridică, drapelul de stat sau drapelul civil sau drapelul militar, unității militare și așa mai departe. Adică eu socot că asta ar fi o cinste și o onoare. Dacă recunosc că există Republica Moldova. Exact. Cu părere de rău, o parte din intelectualii noștri, eu am scris despre aceasta, numesc nu Republica Moldova, da? Țărișoara, țărica de pe malul râului Băcioc, Republica Bananieră, ce-i drept eu am luat o atitudine publică în această problemă. Dacă Republica Moldova este recunoscută de 100 și peste... în ce iertare, peste 150 de state de lume, este membru al celor mai prestigioase organisme internaționale, este recunoscută la nivel internațional, deja trebuie ca să primim și acele reguli care vorbesc despre statalitatea Republicii Moldova. Și da. Este important ca cetățenii Republicii Moldova, indiferent cine sunt ei, intelectuali, muncitori, oameni de la țară, ei trebuie să fie loiali statului respectiv și trebuie să sunt obligați să respecte legea. Iar cei care nu respectă legea, ei nu pot avea careva scutiri de a fi trași la răspundere. Asta este o realitate. Iar cei ce ați arătat noastră, drapelul respectiv, el poate fi a României, poate fi a Ceadului, care a fost... Poate fi a Andorei. Și ce organism ar trebui să se autosesizeze și să vină să întrebe de ce instituția dată, de ce a arborat? Sunt organele care supraveghează normele de drept în țara noastră. Mai întâi de toate autoritățile publice locale. Pentru că ar trebui să se întâmple ceva. Ca să lăsăm așa, se lasă și pe anul viitor și tot așa. Și organ de ocrotire a normelor de drept. Poliție, procuratura, alte organe care sunt obligate ca să fie respectată legislația. Dar este vreo instituție care coordonează cu introducerea steagurilor confecționate sau unde ele se confecționează? Pentru că părerea mea este impresionată că ele vin de peste prut. A este care vă referiți, care, da. Ele vin de peste prut și noi le arborăm fără ca să știm. Nu este un control a materialului care intră în țară, după părerea mea. La mine tot sunt astfel de suspiciuni că aceste drapele sau așa de mari drapele nu sunt confecționate pe teritoriul Republicii Moldova, ele sunt importate. Cine le aduc și cum le aduc? Asta este o chestie care ține iarăși de nou de competența unor organe cum ar fi, de exemplu, aceiași poliții de frontieră, VAMA, care trebuie să ducă evidența respectivă și trebuie să persecute o astfel de atentat asupra independenței Republicii Moldova și asupra stabilității în țara noastră. Iar cât privește amendarea pentru arborarea unor drapeli, eu pot să vă spun un caz concret. De exemplu, într-o primărie, un primar, în dorința de a participa, de a arbora în timpul sărbătorii drapelul localității, cât mai repede, a arborat acest drapel fără ca să fie înregistrat la Comisia Națională de Heraldic. Și polițistul de sector l-a amendat. Chiar dacă peste o lună acest drapel a fost oficializat și a devenit drapelul oficial al localității. Eu mă întreb, un polițist dintr-un sat s-a autosesizat și l-a penalizat pe acest primar. M-ar interesa de ce iată astfel de drapele care sunt arborate în Chișinău. Nimeni nu le observă. Sau nu vrea să le observe. Nu vrea să le observe, probabil, sau se face intenționat. Iar referitor la drapelul nostru de stat, fără îndoială, el este al nostru, al Republicii Moldova, și acest drapel al nostru conține elemente heraldice care își au rădăcinile în trecutul istoric, își au rădăcinile în simbolistica noastră națională, inclusiv din evul mediu. Acest stem, această stemă cap de bovor care este prezent pe drapelul, în stema de stat a Republicii Moldova și care este pe drapelul de stat, își are rădăcinile în perioada medievală, încă prin secolul XIV. Deci este drapelul nostru.
Da. Și pentru că tot astăzi a fost organizată la Universitatea de Studii Europene un eveniment extraordinar în care, cei ce vorbeam noi la început, au fost informată generația tânără despre niște lucruri care ar trebui să le știe fiecare și asta este o acțiune foarte importantă. Vreau să spun despre acea conferință științifică interuniversitară a tinerilor cercetători, evoluția constituționalismului în Republica Moldova, pe care dumneavoastră, domnul Pușcașu, ați prezidat-o și ați fost persoana care a organizat această acțiune, acest eveniment. Da, eu am dedicată zilei de astăzi. Da, o satisfacție deosebită, deoarece generația tânără totuși foarte bine conștientizează normele constituționale, foarte bine conștientizează legislația Republicii Moldova și foarte bine înțelege simbolurile. Asta s-a observat în acele 21 de referate care au fost prezentate la conferință. Mai mult ca atât, eu nici nu m-am gândit că atât de bine studenții, acei care unele referate, care au dovedit continuitatea istorică și s-a făcut chiar o încercare de a dovedi și continuitatea juridică, începând cu formarea Moldovei în 1359 și până în momentul de față. Și a demonstrat un student, eu cred că o să arătați, el a făcut un referat foarte, foarte bun, că noi, Moldova medievală, până în ziua de astăzi, am avut și avem un potențial foarte mare în privința constituționalismului. Exact. Dar ce înseamnă constituționalismul? Dacă noi vorbim de, să zicem, noțiune de stat, mai puțin vorbim statalitate, dacă vorbim de parlament, mai puțin vorbim de parlamentarism, ce înseamnă aceasta într-un stat bazat pe drept, adică un stat de drept, când vorbim de Constituție, dar ce înseamnă constituționalismul? Și atât la această conferință, studenții au demonstrat că a doua parte a medaliei, statalitate, parlamentarism, constituționalism, nu este ceva decât a doua parte a medalii care vorbește de perceperea populației, a oamenilor, a normelor care se conțin în Constituție. Cum se folosesc în viață și în care domenii se încalcă drepturilor sau nu se realizează pe deplin sau au fost demonstrate chiar și unele exemple că noi avem nevoie de o legislație foarte calitativă exact. Ca să se realizeze prevederile constituționale Republica Moldova. Vă aduc și exemple. Eu am primit o satisfacție la această conferință. Și întotdeauna ajungem la ideea că un om informat este un om puternic. Chiar, bineînțeles. Da. Și vă rog frumos, regia, să puneți pe post materialul pe care noi l-am pregătit astăzi. Astăzi este o zi solemnă pentru Republica Moldova, pentru că astăzi este sărbătoarea națională, drapelul de stat. Chem ca să fie introdus în sală drapelul de stat. Vă rugăm să ne ridicăm în picioare. La Universitatea de Studii Europene din Moldova se arborează drapelul de stat al Republicii Moldova. Felicitări, în primul rând, cu ziua drapelului Republicii Moldova. Tot timpul trebuie să avem sentimentul acesta de mândrie față de simbolurile noastre, pentru că prin aceasta ne manifestăm ca o națiune care cu adevărat își menține statalitatea sa prin aceste simboluri, inclusiv prin Constituție. Și iată manifestarea aceasta de astăzi, conferința legată de evoluția constituționalismului în Republica Moldova. Este un semn bun că menținem această cunoaștere a istoriei dezvoltării constituționalismului în Republica Moldova. Constituția pentru mine, ca tare, consider eu că nici nu numai pentru mine, poate practic pentru toată națiunea, ar trebui să reprezinte fundamentul vieții ca tare, reieșind din faptul că noi funcționăm, noi trăim, noi ne dezvoltăm practic în virtutea normelor constituționale și chiar aș spune că chiar murim tot în virtutea normelor constituționale după o rânduire care noi avem la noi în țară, la noi, la poporul nostru, practic. Tinerii noștri, părerea mea, că ar trebui să studieze în primul rând mai mult, cum spune și la
iubitul nostru guvern și în Ministerul Educației, ne învățăm a învăța, să ne învățăm a cunoaște istoria noastră și a ne mândri, în primul rând, reieșind din faptul că Constituția noastră și legile care au fost adoptate și în perioada feudală și în perioada modernă, inclusiv și aceea contemporană, reprezintă, părerea mea, un moment culminant în evoluția noastră istorică. Cu alte cuvinte, noi, dacă e să studiem mai bine, noi vom descoperi faptul că noi cu mult am depășit alte popoare europene care în ziua de azi sunt înaintea noastră, din perspectivă legislativă. Noi, practic, în secolul XVIII, noi, practic, deja aveam o Constituție burgheză, capitalistă, democratică, pe când alte țări încă se aflau în perioadă de plin feudalism. Deci noi cu multe ani depășit pe dânșii. Cu părere de rău, la etapa actuală, înregistrăm o schimbare de balanțe, că ei ne întrec pe noi și noi rămânem în urmă. Și părerea mea că numai prin istorie, numai prin cultură, numai prin studierea acestor aspecte ale vieții, noi vom putea reveni înapoi la ceea ce a fost anterior. Noi să conducem și nu alții să ne conducă pe noi. Astăzi este o zi foarte importantă. Comemorăm Ziua Drapelului Republicii Moldova, care reprezintă un simbol foarte important al statului. Și toate aceste simboluri, imnul, drapelul de stat, stema de stat, pun baza existenței statului și creează niște premize foarte importante în dezvoltarea permanentă a constituționalismului în Republica Moldova. Vreau să menționez că în cadrul Universității de Studii Europene deja a devenit o tradiție ca în fiecare an, data respectivă, să fie organizate acțiuni care contribuie la educarea patriotică a tinerii generații în spiritul respectării simbolurilor Republicii Moldova. Revenim în studio. Vă reamintesc, dragi telespectatori, că invitații din această seară sunt Victor Pușcaș, ex-președinte al Curții Constituționale, șeful Catedrei Drept Public, Universitatea de Studii Europene, și Corneliu Popovici, consilier prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Domnul Pușcaș, constituționalismul medieval era mai dezvoltat. Noi putem numi foarte multe acte istorice. Pentru altele, pravila lui Vasile Lupu, pravila de la Putna, pravila de la Bistrița. Prea puțin cunosc, de exemplu, Constantin Mavrocordat în 1741, atragem atenție, a adoptat un Hrisov, că așa sună, Hrisov domnesc, dar care a primit denumirea în Europa, a fost publicat într-un ziar din Paris, din Franța, în Mercur de France, ca Constituția Moldovei. Adică în acea perioadă noi am putea prea puțin poate că se studiază aceste fenomene, dar mai multe țări care încearcă să dovedească, nu Constituția Americană a fost prima, așa, în 1787, dar a fost și mai înainte. Adică acest Hrisov al Constantin Mavrocordat, recunoscut ca Constituție, conținea o Constituție actuală. Și dacă vă amintiți la 2 decembrie, când eu am ținut un discurs în fața publicului în Palat Național, eu am vorbit că multe poziții care erau Moldova medievală și deja în proiectul Constituției din 1918, au intrat în Constituția actuală a Republicii Moldova. Așa că noi avem și cu ce ne mândri. Continuitatea aceasta, să zicem, juridică a constituționalismului, ea continuă. Și cu studenții, iată, au menționat că era foarte dezvoltată legislația. Noi acum trebuie să facem niște, s-au adus exemple concrete, că adeseori Curtea Constituțională o e înainte Parlamentului. Parlamentul adeseori rămâne în urmă. Parlamentul nu reglementează, iată să zicem, chiar cu referendumul. Când a rămas fără modificări articolul 141 din Constituție, într-o parte vorbește de 200.000, în altă parte Comisia Electorală Centrală 400.000 pentru a petrece referendumul. Adică rămân în urmă normele care necesită reglementare. Și la conferință s-a vorbit despre aceste lucruri. Studenții au mai zis că baza legislativă e bună, mentalitatea oamenilor este... Și chiar și baza legislativă trebuie perfecționată. Încă trebuie perfecționată. Dar mentalitatea tot... Că unele lucruri se schimbă pe dos așa cum le place, anapoda. Cu părere de rău. Trebuie chiar s-a menționat într-un referat că trebuie de perfecționat legislația, de adus legislație
cu nivelul cerințelor de astăzi, că noi parcă vrem să intrăm în Europa, dar totodată ne învârtim la nivel legislativ undeva în cerere tare să nu numesc vreo țară din Africa, dar cu păreri de rău, sau din alte continente, dar cu păreri de rău, noi trebuie să muncim foarte mult ca să aducem legislația la nivelul cuvenit. Și atunci vom putea să vorbim că constituționalismul se dezvoltă, adică percepere de către populația în normă constituționale este de folos și în dezvoltare pentru fiecare cetățean. Da, domnul profesor, probabil este imposibil de a importa de undeva legislație. Legislația exact. Poți să o creezi doar ținând cont de niște condiții obiectiv reale din țara ta. Ca standarde, ca principii, fără îndoială, poți să preiei ceva, dar ca legislație, de exemplu, din țările vecine să preiei integral, cred că este imposibil și va fi funcțional. Poate ceva poate va fi interesant că fiind în deplasare în Suedia, în anii 90, noi ne pregăteam să introducem legislația fiscală în Republica Moldova. Și facem un schimb de opinii cu președintele Parlamentului din această țară. Și eu spun că noi am putea să luăm, dar Suedia se dezvoltă foarte bine legislația fiscală, dați-o luăm la dumneavoastră să o aducem în Republica Moldova, să o adoptăm și a fi bine. Președintele, o femeie așa în vârstă, foarte solid, mă întreabă, zice, voi ați adoptat 3 acte despre impozite. Dar noi am adoptat atât de cu ce o să le duceți în Republica Moldova? Cu vaporul sau cu trenul? Dar pe Suedia cu ce să le duceți? Nu, dar cu trenul sau atât de multe acte care dezvoltă la maximum legislația. Exact, așa trebuie să se întâmple și noi în Republica Moldova. Așa trebuie să se întâmple la noi, pentru că uitați-vă, noi am schimbat principiul 90, că până 90 era principiul facem ceea ce permite legea. Așa. Acum e schimbat acest principiu. Nu facem ceea ce interzice legea. Restul, în altă parte, noi luăm ca bază liberalismul european, adică ne dezvoltăm dacă legea ceea ce interzice noi ne abținem, dar mai departe ne dezvoltăm liber. Cu părere, dar pentru a realiza acest principiu, este necesar să avem o legislație foarte și foarte perfectă. Da, eu cred că ar trebui să se dezvolte în acest aspect și să mergem înainte. Da, și vreau neapărat, pentru că mai avem 10 minute de emisiune, să vorbim despre Comisia Națională de Heraldică și ședința festivă pe care care a avut loc înainte cu o zi de Ziua Drapelului de Stat și ce s-a întâmplat acolo, domnul Popovici, ca după aceea au urmat niște acțiuni frumoase în Republica Moldova, în 11 sate. Nu, ședința a avut loc pe data de 19 aprilie, da, dacă vă referiți la asta. Înainte, nu cu o zi, ceva timp. Da, vreau să vă spun că alături de legislații sau tradiția aceasta de legislații bune pe care noi avem din perioade istorice anterioare, Moldova a fost un stat dezvoltat și stat puternic în regiunea respectivă, țara Moldovei, și fără îndoială și avea nu numai legislație bună, dar și avea și simboluri ale statului. Moldova istorică și-a avut stema ei, stema care apare pe monedele din perioada respectivă, din perioada lui Ștefan cel Mare, din perioadele anterioare, din perioadele care au urmat lui Ștefan cel Mare. Și aici pe aceste steme noi vedem într-un fel cam care era, pe aceste monede vedem care era stema țării Moldovei la acele timpuri și vedem că acolo predominanță în acest capul de bour cu steaua și cu soarele și luna. Moldova, țara Moldovei avea drapele. Avea drapele, au fost mai multe drapele care au evoluat la o epocă la alta și care și-au menținut ca elemente de bază, existat o anumită continuitate heraldică, inclusiv aceste elemente care le-am menținut anterior, care de asemenea erau prezente pe drapelele noastre. Și ținând cont de faptul că în legislația moldovenească contemporană este prezentă sintagma de drapel istoric sau drapele istorice, inclusiv în legea privind drapelul de stat, un articol nou unde se vorbește despre ordinea de arborare a drapelilor, primul este drapelul de stat și urmează celelalte, este prezentă noțiunea de drapel istoric. Noi am examinat, Comisia Națională de Heraldică a examinat și experiența altor state. Ce ar însemna drapel istoric? Am examinat experiența țărilor baltice, am examinat experiența Bulgariei, Finlandiei, altor state, unde am constatat că în semn de respect față de trecutul istoric, în semn de respect față de evoluția aceasta statală din cele mai vechi timpuri, în multe state, drapelele istorice, drapele sub care strămoșii își apărau țara, își consolidau această țară, sunt oficializate și au statutul de drapel istoric și se arborează cu anumite ocazii sau anumite întruniri științifice, culturale, etc.
De ce noi ne-am pus ca scop să vedem, dar în Moldova, putem noi reconstrui astfel de drapele, astfel de relicve istorice pe care noi le avem? Și un grup de istorici, heraldiști, au lucrat pe parcursul unui an de zile, au examinat foarte multe documente din epoca medievală și în final au reușit să reconstituie acel drapel pe care îl purta Ștefan cel Mare pe data de 12 septembrie anul 1485 la întrunirea de la Colomea. Adică avem și texte scrise, avem și documente de altă natură și în baza acestor documente, specialiștii noștri cu consultația experților din străinătate au restabilit acest drapel istoric care a fost prezentat în cadrul Comisiei Naționale de Heraldică și cu votul marei majorități, adică din 10 cei prezenți care au fost la această comisie, 7 persoane au votat pentru avizarea acestui drapel istoric și, ca urmare, șeful statului, președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a formulat, înaintat o inițiativă legislativă. Adică ca Parlamentul, respectând procedurile de adoptare a legilor, să introducă în legea privind drapelul de stat un nou articol care să legifereze drapelul istoric al Moldovei, care încă o dată să demonstreze că noi avem o continuitate a statalității, care să demonstreze că noi trebuie să elogiem, să ne închinăm strămoșilor noștri, inclusiv simbolurilor statale, care și respectiv... Până la urmă, strămoșii noștri au luptat pentru identitatea sa, pentru categoric, și purtând aceste steaguri istorice sau care au fost atunci... Stema, drapelul și respectiv... Vărsându-se sânge pe, ca urmare a culoarea roșie. Acestor, da, fără îndoială. Și ca urmare a acestor reconstrucții s-a constatat că drapelul istoric al Moldovei este drapelul care are o pânză roșie, cu imaginea în aur a capului de bour, steaua cu 5 colțuri, așa este steaua istorică a Moldovei, într-o parte imaginea soarelui, în altă parte imaginea lunii. Este avizul pozitiv a Comisiei Naționale de Heraldică care demonstrează că această reconstrucție este una veritabilă, este una care corespunde investigațiilor științifice obiective, care se bazează pe documente istorice și, ca urmare, rămâne ca Parlamentul să-și expună voința politică și să vedem, majoritatea parlamentară susține respectul, să spunem așa, față de trecutul nostru istoric, uh-huh, sau are o altă părere. Uh-huh. Deja, dar asta se va întâmpla în cât timp? Va întâmpla, cred eu, în viitor apropiat, sper, uh-huh, eu. Dacă nu, atunci, cu siguranță, după luna noiembrie. Vreau să vă spun că mai mulți locuitori ai Republicii Moldova, cunoscând sau aflând despre această decizie, au solicitat ca cel puțin să aibă în localitățile lor mostre ale acestui drapel. Da, știi ce s-a întâmplat mai departe? Vă rog și vă propun, dragi telespectatori, să urmărim în reportajul pe care l-am pregătit. Primele drapele istorice care au fost avizate pozitiv de către Comisia Națională de Heraldică au fost repartizate în special localităților care s-au pronunțat pentru necesitatea menținerii independenței Republicii Moldova. Una dintre aceste localități a fost comuna Ochiul Roșu din raionul Aneni Noi, unde a mers consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, Cornel Popovici. Acesta este drapelul Republicii Moldova pe care nimeni nu dorește să-l înlocuiască. Nu ascultați pe nimeni, acestea sunt doar niște speculații. Iar acesta este drapelul istoric care are o istorie de 100 de ani. În timpul apropiat, sper eu că vor fi repartizate în toate localitățile din Republica Moldova, deoarece toți noi suntem cetățeni ai Republicii Moldova și toți noi suntem obligați să ne cunoaștem trecutul și să ne cinstim eroii și simbolurile noastre naționale. Cum ar fi și drapelul sub care strămoșii noștri Ștefan cel Mare au apărat independența și suverenitatea țării, iar moldovenii ca popor s-au păstrat până în zilele noastre. Asta e foarte minunat, foarte istoric, ca amu satul nostru a să înțeleagă și asta e istoria Moldovei. Pe lângă drapelul de stat, în localitățile din Republica Moldova vor fi oferite calendare istorice. Anul 2018 este dedicat lui Ștefan cel Mare. Pe fiecare pagină din calendar este marcată câte o dată importantă care a marcat istoria țării. Calendarul închinat anului lui Ștefan cel Mare
emis printr-un decret al președintelui țării este tot de folos, fiindcă sunt stipulate principalele evenimente a trecutului nostru. Este foarte binevenită inițiativa președintelui țării de a studia problema istoriei țării noastre, fiindcă noi o perioadă de vreme am trecut-o și se vede că multe evenimente s-au uitat dintre însă. Astăzi au fost înmânate drapelele de stat în 11 localități din 6 raioanele Moldovei. Revenim în studio. Domnul Pușcaș, întrebarea mea este, după ce am văzut acești frumoși oameni din ochiul roșii pe care cu o satisfacție deosebită am vorbit și cu care am comunicat, vreau să vă întreb, toți trecem la steaguri și la drapele, cât timp va mai dura sau care este atitudinea față de arborarea steagului Uniunii Europene alături de drapelului nostru național pe instituțiile de stat? Și astăzi am întâlnit o situație foarte interesantă, că atunci unde se vindea drapelul nostru se dădea ca bonus steagul european. Potrivit legii cu privire la drapelul de stat, există reglementări, nu numai în privința drapelului național sau drapelul de stat al Republicii Moldova, dar și în privința drapelilor, atitudinea noastră, atitudinea comunității, a cetățenilor față de drapelele altor state, inclusiv a drapelilor Uniunii Europene și alte organizații internaționale. Legea, cu părere de rău, permite. Eu cred că mai mult noi trebuie să tragem atenția cum să ne atârnăm față de drapelul nostru național. Dar dacă mai apar, eu salut inițiativa aceasta ca să ne întoarcem, adică să vorbim și despre drapelul istoric, drapel al Moldovei, care ne demonstrează. Eu am citit un comentariu în data după ce s-a terminat comisia de heraldică. Culoare roșie, drapelul Ștefan cel Mare, culoare roșie, ăsta sunt bolșevici. Adică nici cei care reprezintă astăzi, care reprezintă astăzi lipsă de cunoaștere elementare, de cunoștințe elementare, că culoarea roșie e cu totul altceva, simbolizează. Nu numai decât să... Știți de ce? Pentru că în istorie și în manuale nu se introduc niște lucruri, dar am învățat până acum altceva. Noi trebuie să introducem, adică să fie cunoscut cu adevărat adevărul istoric. Și culoarea roșie, eu vreau să atrag atenție că în aproape 100 de drapele a statelor lumii există culoare roșie. Cele mai răspândite culoare roșie și albastră. Da, și albastră, galbenă. Pentru că ele semnifică sângele pentru care s-a luptat strămoșii. Forță, energie. Despre comportamentul strămoșilor. Despre sângele vărsat de strămoșii noștri. Printre altele, noi dăm atenție deosebită și celor care au luptat în conflictul care au avut loc la Nistru, care așa au pierdut viețile lor. Adică se reflectă în acea culoare care o avea Moldova istorică și care o avem și noi până astăzi în drapelul nostru. Deci aceea că noi vom avea un drapel și istoric, eu cred că asta o să fie mai pozitiv pentru a menționa și a susține istoria noastră. Și sper eu că va contribui la ceea ce ați menționat dumneavoastră la începutul emisiunii, ca noi să ne cunoaștem țara noastră, să ne cunoaștem istoria, să avem respect față de această țară, față de acest popor. Dar cum poți avea un respect față de poporul tău dacă nu-i cunoști istoria? Dacă nu cunoști trecutul, dacă nu cunoști adevărații eroi, dacă nu cunoști simbolurile acestui stat, dacă nu cunoști principalele evenimente din istoria strămoșilor. Și ești educat pe alte exemple care nu au nimic cu trecutul strămoșilor tăi. Și dacă suntem pe final de emisiune, nu pot să nu ating și tema care a apărut chiar câteva ore în urmă. Este vorba despre un articol apărut în presă unde se spune că ceea ce s-a întâmplat după ce Comisia Națională de Heraldică a decis ca să fie steagul acesta, steagul istoric al Republicii Moldova, să aibă și el acces, unii istorici din aceeași Comisie de Heraldică declară niște lucruri precum că Igor Dodon manifestă disprețuire față de simbolurile de stat și comisia care a instituit mecanismele de elaborare, utilizare și protejare a simbolurilor, acum regretă acest pas. Ce se întâmplă, domnul Popovici? Comisia nu poate să regrete. Eu încă o dată repet, decizia a fost luată de mare majoritate a membrilor comisiei. Ceea ce spuneți dumneavoastră este opinia unei singure persoane
Și vreau să vă spun că, da, am citit și eu articolul la care faceți referință, sunt mai multe idei și vreau să spun că ideile expuse în acest articol, care este foarte tendențios, care nu are nimic comun cu realitatea. După părerea mea, el dezbină societatea. Denotă ceea ce ați spus, dar cum poți să dezbini societatea dacă tu apelezi la oameni să țină la trecutul poporului respectiv? Cum poți să dezbini societatea manifestând un respect față de trecutul tău? Cum poți să dezbini societatea atunci când tu spui că iată un simbol care ne unește pe noi și ne unește nu numai prin ziua de astăzi, dar ne unește prin întreaga noastră istorie. Eu am citit acest articol, este unul tendențios și ceea ce a spus domnul profesor denotă o puțină cunoaștere a unor date elementare, inclusiv de istorie. Cineva vorbește că nu este data de 12 septembrie 1845, dar este o altă dată când este menționat drapelul ăsta. Să spunem așa, nu este atât de important data ca atare. Deși vreau să spun că cei mai cunoscuți istorici din Moldova, din România și din alte state, anume menționează data de 12 septembrie 1485, când este textual atestată descrierea drapelului istoric care noi l-am reconstituit acum și care va fi repartizat spiriu în toate localitățile. Va fi arborat acest drapel, fără îndoială, după ce va fi legiferat de către Parlament. Și încă un moment, încă o speculație, încă o speculație care este vehiculată. Cineva, iarăși nu, dorind iarăși de nou să dezbine această societate noastră, spune că adoptarea drapelului istoric nu este altceva decât o încercare de a înlocui drapelul de stat existent. Deci, într-un caz, este un fals. Eu repet, oficial este un fals. Drapelul de stat a Republicii Moldova este drapelul de stat, iar drapelul istoric, ca și multe alte tipuri de drapele care sunt menționate în lege prin drapelul de stat, are dreptul la existență. Mai mult ca atât, noi suntem obligați ca să ne cunoaștem trecutul nostru, să ne cunoaștem istoria, să ne cunoaștem simbolurile noastre și să le omagiem cu... Și le onorăm. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, dragi telespectatori. A venit timpul probabil să învățăm a învăța și să ne respectăm cu sfințenie simbolurile statului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. Vă aștept în fiecare marți și vineri la 19:00 să fim împreună și să discutăm noi despre noi. La revedere!